Păi eu ce vă zic? Credeți că se pare că s-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat absolut nimic. E tot acolo se strâng pe blat, parcă și văd. Pune pe ăla pe rufo, îl marginalizează undeva într-un colț acolo, îl bagă în seamă ca ăla să se simte că nu e locul lui acolo. Au mai fost unii pe la Dinamo care au fost aduși și care au plecat după lună și ziceau, păi ce să fac, Florine? Ei veneau și se închideau acolo ca șobolanii într-un birou, nici nu puteai să intri acolo de la fumul de țigară, întuneric, așa le place la șobolani, pe întuneric. Și după aceea, eu plecam din birou după 6-7 ore, nu mă băga nimeni, seama, nici bună ziua nu-mi dădeau. Incredibil. Și a plecat omul de acolo. Da. E grav, să sperăm totuși că Cosmin Contra va reuși să gestioneze lucrurile despre care tu faci vorbire și despre care și eu știu că sunt adevărate. Păi dacă nu dă, spun de acum, dacă nu face ordine, nu are nici cea mai mică șansă. Dar bănuiesc că e băiat deștept așa cum știu eu și a făcut un contract care să nu le permită la băieții ăștia să-și bată joc de el. Ca dacă îl dau afară, să-i usture puțin buzunarul, că înjosesc cu oamenii. Uitați-vă și cu Mulțescu. Da. Uitați-vă și cu Nea Gigi. Așa este. Nu se poate să se comporte de o manieră de genul ăsta cu Mulțescu. Și au mai vrut să-l ia și la mișto. Hai, Nea Gigi, să vorbești și tu lângă Contra. Păi cum adică... Să-l mai ia și la mișto. Mulțescu. L-au găsit prin curte pe acolo, pe la Săftica, hai să-l băgăm și pe Mulțescu până la urmă, nu? Da, eu cred că, așa cum știu eu pe Cosmin, eu cred că băiat deștept pune piciorul în prag. Dacă nu pune piciorul în prag, nu are nicio șansă. Nu-i dau o lună.